Noua lista medicamentelor compensate și gratuite este amânată fără termen, chiar dacă agenții și producătorii de medicamente cer de mai mult timp guvernului să o definitiveze. Ministrul Sănătății Nicolae Bănicioiu spune că în cel mult două săptămâni vor fi elaborate criteriile de selecție, dar nu a putut anticipa o dată pentru finalizarea listei. Termenul de 1 aprilie, stabilit inițial de fostul ministru al sănătății, a fost eliminat după ce actualul ministru a cerut o reevaluare a medicamentelor care urmează să fie subvenționate. Nu poți să aduci medicamente noi fără a scoate din lista veche care nu era bună și care trebuia schimbată, să aduci în totalitate. Deci trebuia ca evaluarea să prevadă și criterii de listare și tocmai acest fapt ni-l propunem să-l avem în vedere. Evident, toate calculele și un criteriu pe care îl vor lua în calcul evaluarea va fi și criteriul bugetar. Până la Paști vom avea imaginată toată procedura, spune Nicolae Bănicioiu. Reprezentanții instituțiilor, pacienților și organizațiilor profesionale se vor întâlni săptămâna aceasta pentru a dezbate introducerea noii liste de medicamente compensate. Producătorii susțin că medicamentele se află la al treilea proces de evaluare, iar neactualizarea listei în ultimii șase ani a îngrădit accesul pacienților români la terapii noi. În ceea ce privește pachetul serviciilor medicale de bază pentru asigurații din România, Ministrul susține că s-a ajuns pe final de elaborare și că în cel mult o săptămână actul normativ va fi postat pe site-ul Ministerului. Când vine vorba despre cardurile naționale de sănătate, oficialii dau asigurări că în luna mai vor fi distribuite 8000 de carduri bolnavilor cu nevoie de dializă.